Și înainte să punem punct acestei ediții, trebuie să ne gândim la soluțiile smart din casa noastră. De data aceasta avem un device nou care arată foarte bine. Da, avem un device nou pe care vreau să-l și pornesc puțin. Da. Cred că am apăsat. Ia să vedem. Care ne indică nivelul de umiditate din casă. Este vorba despre Aleco Air U30 Ionic. Are funcție de ionizare, practic de curățare a aerului și aerul umidificat se este și curățat în același timp. Și vorbim de un dispozitiv, eu mă uit pe site-ul celor de la Aleco Air, chiar are 5 stele. Deși este un produs destul de accesibil, prețul este, din câte știu, undeva la 400-450 de lei, dar incorporează mai multe funcții, precum chiar și purificarea aerului. Mie îmi place foarte mult pentru că poți să setezi timpul cât va funcționa, poți să-i dai funcția de încălzire a acestui aer, acestor vapori care ies din el, poți chiar și să-i mărești viteza cu care am dat să creștem viteza cu care emite acești vapori, da? Care umidifică aerul și poți să-i setezi și timpul pentru cât va funcționa. În momentul ăsta este acoperit de aburi reci de la... Nu, deja au început să se încălzească pentru că am dat și pe funcția de warm. Da, deja ai creat o atmosferă aici în studio, Laurențiu. Am greșit prețul, este chiar 349 de lei. Un preț bun, am putea spune, raportat la calitate și deja pentru că încep să te văd de după un... Să-l și opresc pentru că deja am văzut. Da, este destinat pentru spațiile destul de mari. Da. Este un apartament sau nu, o garsonieră, 30 de metri pătrați, eu zic că... Face față un singur aparat. O soluție interesantă, noi suntem foarte curioși de ce sunteți voi interesați. Care sunt ideile, propunerile voastre? Scrieți-ne pe contul nostru de Facebook la Tu4IT sau vă reamintim adresele noastre de Instagram. Așteptăm prietenii, așteptăm întrebări și așteptăm propuneri de produse pe care vreți să le testăm. Laurențiu, să le spunem unde ne găsesc cu oamenii. Pe laurențiumatache.ro, pe julia.noghi și pe pagina noastră de Facebook, laurențiumatache, julianoghi.ro, unde așteptăm like-urile voastre și mesajele voastre la care răspundem destul de repede. Până data viitoare, vă salutăm cu drag, ne revedem!